Una din măsurile luate încă de la sfârșitul săptămânii trecute de conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman este aceea a închide instituția din cauza riscurilor serioase de îmbolnăvire datorită vârstei înaintate a pensionarilor. Începând de vineri am făcut sistemul, trei sau patru oameni au intrat în caserie și la ușă i-am dezinfectat frumos, s-au dus și au rezolvat problema. Ei, începând de astăzi, începând de luni, categoric se va schimba și nu numai conform sau în baza stării de necesitate care a declanșat-o domnul președinte Iohannis, ci pe baza celor care au fost spuse de medici, de guvern, că ei sunt cei care purtătorii noștri. Și toată lumea, domnule, aveți în vedere, protejați-vă, ne protejăm. Dar cum să ne protejăm dacă mie mi-intră câte 200-300 de oameni în ceareu? Și asta a fost motivul pentru care o trebuie să-l închidem. Pericolul deosebit, atât pentru ei, cât și pentru noi, dar să nu-și facă probleme. Împrumuturile nu e nicio problemă, noi trimitem absolut la domiciliu nicio hârtie, nicio anotare, vor fi plătite în mai. Această decizie de oprire temporară este luată până pe 27 martie, conducerea ce are pensionarea precizând faptul că fiecare din pensionari va trebui să se descurce în această perioadă când personalul unității se află în concediu de odihnă sau în concediu fără plată, în funcție de fiecare situație în parte. Deocamdată este treaba până pe 27 martie. Nu, Paștele este 19 sau 21 aprilie. Până atunci, bani de medicamente, bani Doamnă, de... Doamnă, nu avem ce să facem. Fiecare să-și rezolve problema. Fiecare trebuie să aibă acasă un fond de 100, 2, 3 acasă. Indiferent cât e băbucă de slabă, de asta, au copii, au rude, au dar toate astea. Sunt cele care au intrat deja pe circuit, sunt împrumuturi. Eu am colegi care au făcut împrumuturi. Aia care au făcut împrumuturi e foarte simplu, nu plătesc. Nu. Vorbeam de asta, care așteaptă să primească bani de la dumneavoastră, au depus la urgențe. Doamnă, a depus la urgență, nu putem să dăm absolut nimica. Am închis începând cu data de luni, adică nu, cu data de luni, s-a luat hotărârea vineri, cu data de luni închidem. Și ați trimis în autoizolare tot personalul? Cât personal? Noi nu l-am trimis în autoizolare, noi le-am dat concediu. Vicepreședintele ce are pensionare apreciază că cel mai expuși îmbolnăvirii sunt casierii care intră în contact cu oamenii, majoritatea pensionari cu vârste cuprinse între 70 și 80 de ani. Sunt foarte expuși acești oameni care sunt la casă. Vă închipuiți că vine, poftim, da? Deci e viroza. Însuși faptul că discută unul cu altul acolo și tot e o problemă deosebită. Așa că oamenii să ne scuze și băncile, primăria lucrează online. Da. Și totuși primăria bagă numai doi oameni în caserie. Doi oameni în tita mai harduga aia. Noi în spațiul ăla mic. Fiindcă nu putem. N-ați procedat la fel. N-am putut să procedăm la fel, fiindcă la noi, la primărie, vin oameni mai tineri. Nu vin oameni bătrâni. La noi vin oameni de 70, de 80, de 60 de ani. Marea majoritate, ăștia sunt. Pensionari. Ce se va întâmpla cu înmormântările? Știm tot la fel, fiecare se descurcă și după aia, după ce terminăm treaba asta, pe data de 27, să vină că le dăm bani. Și în privința ajutoarelor de înmormântare, situația este aceeași. Ele nu vor putea fi eliberate celor care au o asemenea situație nefericită în familie, decât tot după 27 martie. Conducerea ce are pensionare a luat și măsura închiderii magazinului alimentar Pensirom din aceleași rațiuni.